Suedia pregătește sute de adăposturi nucleare pentru a proteja populația în fața unui atac din partea Rusiei. În mijlocul temerilor tot mai crescute din statele Baltice, informează The Independent. Agenția suedeză pentru situații de urgență civile a ordonat o evaluare a 350 de buncăre pentru civili situate pe insula Gotland din Marea Baltică, unde Suedia are desfășurate trupe. Adăposturile sunt proiectate să protejeze oamenii împotriva undelor de șoc și radiațiilor cauzate de o potențială detonare nucleară, precum și în fața armelor chimice sau biologice. Insula are 350 de adăposturi cu o capacitate de 35.000 de persoane, deși Gotland are o populație de aproape 60.000 de oameni. O deflagrație urmată de un incendiu și alte explozii s-a produs la un depozit de muniții din apropierea orașului Balaclea din nord-estul Ucrainei, informează agenția de știri TASS, citând presa ucraineană. Autoritățile au luat decizia de a evacua peste 20.000 de persoane din oraș și satele din jur, în timp ce oficialii sunt de părere că incidentul a fost cauzat de un act de sabotaj, relatează BBC News Online. Depozitul de muniții era folosit pentru a aproviziona unitățile militare din zona de conflict. Zona de la Barakleia se află la aproximativ 100 de kilometri de zona de conflict, unde se confruntă forțele guvernamentale și separatiștii proruși. Lumea are la dispoziție doar 3-4 luni pentru a salva milioane de oameni din Yemen și Somalia de la foamete, în contextul în care seceta și războiul au afectat culturile, iar accesul pentru trimiterea de ajutoare umanitare a fost blocat, avertizează Comitetul Internațional al Crucii Roșii. Agenția a anunțat că are nevoie de 300 de milioane de dolari pentru finanțarea activității sale în aceste state și în alte zone afectate din Sudanul de Sud și nord-estul Nigeriei. Peste 20 de milioane de oameni suferă de foamete în aceste regiuni, potrivit organizațiilor care oferă ajutoare umanitare.